cât de departe putem vedea. Într-o noapte senină până la Andromeda. Aici, aproape, cel mai mărunt lucru pe care îl percepem e un fir de păr. Limitările sunt însă cele care aduc progresul. Cât de multe ar putea să facă mâna dacă ochiul ar vedea mai bine, mai în detaliu. Vedem de 10 ori dincolo de această limită, cu Da Vinci Xi. Se spune că e un robot, dar e un chirurg cu o super vedere. O vedere atât de fină încât captează imaginea în plan submilimetric și o extensie a mâinii chirurgului. Dar mâna umană are limitele ei, depășite de cele 4 brațe robotice, capabile să se rotească în 7 direcții, 540 de grade. Controlat de chirurg de la consola computerizată, un braț manevrează cu precizie endoscopul 3D și HD, celelalte instrumentele de chirurgie robotică. Mișcările mâinilor chirurgului sunt filtrate și transformate de sistem, devenind mai fine, precise, fără tremor. Pentru un chirurg e incredibil să poată controla nu două mâini, ci simultan 4 brațe, să poată opera în zone greu accesibile până acum și să vadă totul în cele mai mici detalii. Imaginea 3D pe care ți-o transmite robotul o poți mări de 10 de ori. Îl poți controla precis prin mișcări milimetrice. Cu Da Vinci Xi știi că, în momentul în care intri în sala de operație, intră cea mai bună versiune a ta. Da Vinci Xi este un sistem mobil care poate aborda orice zonă, iar chirurgul are acces la istoricul medical al pacientului integrat în câmpul operator vizualizat la consolă în timp real. Toate acestea transformă blocul operator în Smart OR. În Ponderas Academic Hospital, Da Vinci Xi permite abordarea unor zone diferite, cu implicații complexe, în chirurgia oncologică, urologie, chirurgia hernilor incizionale, bariatrie, pediatrie, chirurgie toracică, ginecologie, chirurgie endocrină sau ORL, minim invaziv. Acesta este standardul chirurgiei, nu în viitor, ci astăzi, pentru că minim invaziv înseamnă mai bine, complicații reduse și o recuperare mai bună pentru pacient. Ca să construiești un standard, trebuie să vezi în viitor, să ai o viziune și să o pregătești acum. Să știi că orice succes are în spate ani de muncă. La Ponderas Academic Hospital, un al doilea robot și-a făcut loc în centrul de training care pregătește medicii din România pentru chirurgia robotică. Exercițiul face învățarea completă. Și pentru chirurgi, la fel ca și pentru piloți. Trebuie să ai ore de zbor înainte ca oamenii să-și pună viața în mâinile tale. Orice tehnologie este o promisiune de mai bine. La Ponderas Academic Hospital aducem în beneficiu pacienților abordarea multidisciplinară, integrată în primul program de chirurgie minim-invazivă și chirurgie robotică din România. Ne legitimează să facem acest lucru și ne îndeamnă la performanță în același timp. Cele peste 30.000 de intervenții chirurgicale minim-invazive, peste 1.000 de intervenții chirurgicale prin chirurgie robotică și cei peste 2.000 de chirurgi antrenați în chirurgie minim-invazivă în centrul nostru de training. Viitorul nu e despre roboți, e despre oameni, despre cea mai bună versiune a lor.